ce facem în caz de război? Ne apărăm sau... Dar cum? Spergem și noi să luăm tunuri, le spergem să facem război? Nu se poate. Atunci lăsăm ocupanții să acolo ia... Acolo și unii ies, dar nu și Moldova noastră, băi băieți. Nimeni nu-și dorește asta, exact. Noi suntem de aceeași părere cu dumneavoastră. Dar noi vorbim despre o eventuală invazie. În cazul în care noi suntem atacați, ce facem atunci? Ce poleacă. Ok. Dar să fim independenți, nu ne alinim din NATO? Ați auzit din NATO? NATO se apără una pe alta în caz de război, dar chiar dacă sunt mici, de exemplu, Lituania e țară mică, dar dacă este atacată, sare Germania, Franța, SUA la ajutor. Ar fi bine să fim și noi apărați pe această alianță? Plus la toate cunoașteți, cât mai mult sunt într-un bloc militar, cu atât mai sunt probabil să fie atacată. Și necesar pentru acest... Pași, țăți lumea vreau pași. Țăți mă, că m-ai mai văzut, dar copiii ăștia care îmi trecește, ei nu știu vechi, nu mai văzut ceva în viață. Soluționarea pașnică a conflictelor, asta este obiectivul NATO. Ne ajutați cu semnătură? Sau... Și pașe, da? Să fie pașe, da. Pentru pașe, da? Pentru pașe, da. Scriu eu numele, cum vă numiți? Când vă puneți doar aici pe două linii, semnă cu așa. O să susținem Ucrainei în Măcarval, în ceea ce fac ei. Da, corect. Au o luptă justă pentru libertatea lor? Au. Am văzut chiar azi, m-am uitat pe internet cum soldați sunt, nu soldați, ei pe care l-au luat la război și vin eu acasă. La copii, la familie, femeile plânge, mama plânge, copiii plânge. Da, un război este foarte dur. Da, deci, da. Spuneți dumneavoastră, cum credeți, este lupta ucrainenilor un scut pentru Europa, sigur și pentru noi, pentru Republica Moldova? Da! Dumneavoastră că avem împreună cu Ucraina același dușman, pentru că noi, de exemplu, avem în Transnistrie 30 de ani de zile armata rusească de ocupație. Și pentru noi și pentru ucraineni, rusul este același dușman. Eu nu sunt așa tare politică și nu pot spun, știi? În Transnistria și un băiat de neu a făcut armata atunci după război și ala când a împușcat din păreți pe astea. Și nu pot spun eu. Cine dacă aruncați o privire la această scrisoare, după cum v-am spus, vă scriu din Republica Moldova, susțin lupta ucrainei împotriva dictatorului Putin, recunoaștem că această luptă este... Vrem să trimitem această scrisoare ca o recunoaștere către Rada Supremă Ucraineană. Ce părere aveți? Din la poporul român către poporul ucrainean, o scrisoare de susținere. Poate. Dumneavoastră ați semnat oastră, ne ajutați cu o semnătură despre asta de scrisoare. Nu puneți aici semnătura pe două linii, doar scritura. Și numele? Ok, în acolo avem o scrisoare, un text. Și o hartă care explică ce este NATO. Arată, frate, tu. Uitați-vă aici partea asta. Este despre NATO. Este o organizație a Tratatului Nord-Atlantic pentru apărare. Este un bloc de apărare militar din care fac parte 30 de state și în cazul în care este atacată una dintre aceste 30 de state, toate celelalte vin în ajutor, vin să le apere. Pentru noi, de exemplu, ar fi o oportunitate foarte mare, noi având un număr foarte mic de soldați, fiind nepregătiți pentru o eventuală invazie, NATO ar putea să ne ajute cu suport militar, în genere cu apărare militară. Practic toate statele europene fac parte. Toate statele sunt europene, sunt în această alianță militară și, de exemplu, nu numai statele europene, dar și cele fost sovietice, Lituania, Latvia... Lituania, Estonia fac parte din, acum din... Polonia și România și de ce fac parte? Pentru că sunt asigurați apărare.